fan se legăna pe o pângă de păianjen și fitea nu se rupea. Domnule Anghelescu, vă rog frumos, ascultați-mă puțin. Pur și simplu nu mai puteți avea grijă de ea. Dar o să fugim de ei, nu-i așa? Numai noi doi. Da, aici. Uite că-i vara. O să mergem departe, la stele. În felul acesta știau unde călătoresc. Am rămas peste noapte.